Salutare tuturor! Acesta este un interviu dedicat în exclusivitate Observatorului Prahovean și dacă vreți să aflați mai multe despre cine sunt, ce fac și locul în care îmi desfășor activitatea, haideți cu mine! Mă numesc Constantin Miruna, am 21 de ani și sunt studentă la Bentley University în SUA. Urmez în momentul de față o licență în finanțe cu o specializare în finanțe corporatiste și am o subspecializare în antreprenoriat. Deși drumul meu în România a fost unul bun, aș putea spune, chiar nu vreau să mă laud, dar am fost un elev care a luat 10 la bacalaureat la toate probele, am studiat la Mihai Viteazul în Ploiești, am ales totuși să merg pe un drum puțin mai neconvențional și să plec peste ocean. Motivul care a fost? Motivul a fost că nu știam încă ce vreau să fac. Știam că îmi doresc să merg pe un drum academic cu care să-mi vin și sportul de asemenea, încât fac tenis de la vârsta de 7 ani. Și am căutat soluția cea mai bună. Și așa am hotărât să merg în SUA, și încât acolo nu trebuie să-ți alegi specializarea sau licența pe care o vei urma decât la mijlocul anului 2. Ceea ce este un lucru foarte bun pentru tinerii, cel puțin în România, care sunt, le sunt aruncate toate greutățile a celor 16 materii pe ei pentru 4 ani. E bine, eu nu am fost unul dintre copiii care nu le plăceau nicio materie, ci unul dintre cei care le plăceau toate materiile. Așa că mi-a fost foarte greu să decid și am ales să merg undeva care mă lasă nu doar să explorez mai multe oportunități, dar și să încerc lucruri care nici măcar nu știam că îmi plac. Cel puțin eu n-am avut niciodată contact cu contabilitatea, cu finanțele în liceu, deși am avut câteva cursuri de economie care m-au dus puțin în sfera asta, în ceea ce se întâmplă de fapt în lume și cum funcționează. Să nu uităm că economia este totuși o știință socială și nu una reală, cum sunt finanțele și matematica și așa mai departe. E bine, după ce am ajuns acolo, mi-am dat seama că procesul meu de aplicare a fost unul foarte greu. Încă nu ai nevoie doar de o scrisoare de recomandare sau de un examen sau de nota la BAC. Tocmai, nu ai nevoie de niciuna dintre lucrurile astea. Ai nevoie de o scrisoare de intenție, una foarte personală, în care nu să-ți enumeri toate activitățile extrașcolare, ci mai mult să scrii despre tine, despre ceea ce simți tu și care ți este cauza, care este de-ceul tău pentru a ajunge acolo. Și mai mult decât atât, ai nevoie de un examen, bacalaureatul american, și ai nevoie de un examen de limbă pentru a merge acolo. Evident, aplicația este mult mai complexă și am avut nevoie de ajutor în acest proces. Și odată ce am ajuns acolo, am cunoscut încă două fete minunate, Julia și Michelle, Michelle fiind studentă în Canada, iar Julia tot în SUA, amândouă românce, cu care am decis să fondăm prima platformă digitală non-profit din România, care oferă nu doar informații gratuite tinerilor și părinților care și-ar dori să urmeze drumul acesta în SUA, dar oferă și ghidare și consultanță în întreg procesul de aplicație. Noi, platforma noastră www.vssia.org sau asociația noastră Vreau să studiez în America se bazează pe ideea că noi am fost ajutați și vrem să dăm înapoi comunității. Deci tot ceea ce este aici este o idee de mentorat de la tânăr la tânăr. Dacă eu am aplicat la facultatea X, tu ești interesat de facultatea mea, ei bine, ești în locul potrivit, ai venit să pot să te ajut, să spun cum este viața aici, care sunt lucrurile care se întâmplă după facultate. De la întrebări precum ce se mănâncă acolo în fiecare zi, cum sunt petrecerile, până la întrebări precum cât mă costă Uber-ul sau cum îmi deschid un cont la bancă, toate răspunsurile acestea le puteți găsi la noi pe site sau, evident, doar contactându-ne pe noi personal. Și cu asta cred că mesajul pentru mine și pentru tinerii care își doresc să mute mulți din loc este că nimic nu este imposibil și că indiferent de situația ta financiară, tu, dacă ai ce trebuie în tine, poți să faci tot ce-ți dorești.